Salut, sunt Florin Dumitrescu, bine ai venit în bucătăria mea. O să-ți arăt o rețetă foarte simplă și foarte rapidă de paste. Pentru asta o să folosim paste farfale de la Combino din grâu dur. Puteți să le fierbeți al dente fără niciun de probleme. Apa fierbe, este deja sărată, putem să ne apucăm să fierbem pastele. În timpul în care fierbem pastele putem să facem și sos. Broccoli și somon. Pentru o porție de paste, ideal ar fi să folosiți 120-150 de grame maxim per porție. Tăiem broccoli. Se poate folosi și cotorul de la broccoli pentru o rețetă cu paste cu broccoli. Se curăță puțin de partea exterioară, care se taie cu burmici. Tăiem broccoli bucăți mai mici. Ținem aragazul, ulei de măsline extra virgin, bucăți de usturoi, doar îi presăm puțin. Când deja să punem usturoiul. Ei, putem să așezăm și broccoli. Acum apa cât să acopere. În felul ăsta își păstrează și culoarea și gustul. Acum pregătim și somonul. Broccoli are ca timp de fierbe maxim 4 minute. Trebuie să fierbe mai mult de 4 minute, devine deja mult prea mult gătit. Își pierde și culoarea, își pierde și gustul. Somonul lăsăm puțin doar să infuzeze, să nu devină overcooked. Așa, tăiem somonul cuburi. Să fim siguri că pastele au gust de sos, o să terminăm pastele de fiert în sos. Și acum putem să punem și somon. Broccoli a păstrat culoarea. Somonul este aproape gătit și el. La final folosim puțin unt pentru cremozitate. După gust, puteți să folosiți și parmezan. Piper negru. Pastele sunt gata. Cremoase, proaspete, colorate. Opt minute, nu mai mult. Atât cât scrie pe pungă, atât fierbeți pastele, în același timp faceți și sosul. Simplu, ușor, gustos, spor la gătire.